Cererea de insolvență venită din partea SCFC Petrolul S.A. apare înregistrată pe portalul online al Tribunalului Prahova, subordonat Ministerului Justiției pe data de 4 februarie, miercuri. Aceasta are și un număr de înregistrare, o consecință imediată a intrării în insolvență. Asta dacă cererea va fi aprobată, ea având termen de analiză în instanță de 5 zile lucrătoare, este aceea că galben-albaștri nu vor mai putea juca în competiții europene. Cererea de intrare în insolvență însă nu va afecta și competiția internă. Potrivit planului de insolvență, SCFC Petrolul S.A. va avea un administrator judiciar care va stabili pașii de redresare financiară într-un interval de timp stabilit de comun acord. În cazul procedurii insolvenței se introduce cererea de deschidere a insolvenței atunci când se intre în capacitate de plată, se numește un lichidator judiciar de către instanța de judecată care va organiza procedura insolvenței. Se poate aplica procedura specificată în cazul în care se intre direct în faliment sau se face un program de reorganizare prin care lichidatorul stabilește dacă acea societate sau acel club are posibilitatea să își achite debiturile față de creditori. În cazul de față este foarte posibil ca în urma planului de reorganizare să se reușească să fie achitate datoriile către creditori și totodată e foarte posibil ca acest club să se redreseze. Dar dacă nu se deschide această procedură de insolvență, datoriile purtau dobândi și penalități, lucru ce în procedura insolvenței nu se acceptă. În sensul că atunci când se deschide procedura insolvenței, sunt înghețate atât dobânzile cât și penalizările din partea creditorilor. Vestea că Petrolul a depus cererea de insolvență a creat agitație în rândul fotbaliștilor aflați în cantonament în Antalya. Potrivit surselor, la aflarea veștii, jucătorii au devenit furioși, îngrijorați de viitorul lor ca fotbaliști. Cert este că la Ploiești situația devine din ce în ce mai apăsătoare. Informații din cadrul cantonamentului ploieștean din Antalya spun clar că jucătorii aseară au avut o ședință între ei pentru a analiza minuțios ceea ce se întâmplă după lansarea acestei cereri de intrare în insolvență. Nu puține sunt vocile care afirmă că am putea avea parte de lucruri interesante, asta însemnând ca jucătorii să refuze să se mai antreneze în Antalya. Sunt ceva semne din acest punct de vedere. Rămâne de văzut dacă fotbaliștii reprezentativi ai Petrolului și antrenorul Mircea Rednic, aflat la fața locului, la muncă, vor putea depăși acest impas în care se află formația ploieșteană. Prima partidă de verificare a petroliștilor ar urma să aibă loc chiar mâine în compania echipei Terek Groznăi, dar se pare că fotbaliștii nu ar vrea să mai dispute amicalul. Suporterii sunt șocați de deciziile luate de conducerea clubului. Conducerea clubului nostru a ales încă o dată să distrugă Petrolul Ploiești în spatele ușilor închise. Cu toate că la ultima întâlnire pe care am avut-o noi, cei care iubim culorile galben-albastre, cu Andy Crângu, directorul executiv al FCP, ni s-a garantat că există soluții pentru a rezista până în vară. Joi, cei din conducerea clubului au demarat procedura de insolvență. Noi, cei care am fost blamați non-stop și acuzați că vrem răul clubului, am prevăzut că vom intra într-o situație fără ieșire. Acum este momentul să nu mai fim dezbinați și să ne adunăm, să vorbim, să vedem ce facem să scăpăm de această familie capră până nu este prea târziu, a scris unul dintre suporterii petroliști pe pagina sa personală de Facebook. Deciziile nu sunt însă simplu de luat. Inclusiv serviciul de gospodărire urbană trebuie să ia zilele acestea o hotărâre în ceea ce privește stadionul pe care petroliștii joacă meciurile de acasă. Potrivit legii, există chiar varianta rezilierii contractului pe care Petrolul l-are cu Arena Ilieoană, al cărei administrator este chiar SGU. Da, am citit și noi în presă despre cererea celor de la Petrolul de faliment. Deocamdată nu avem nicio concluzie. Luni se va întâlni Consiliul de Administrație al Societății, unde se va lua o decizie cu privire la acest lucru. Veștile despre Petrolul nu s-au oprit aici. Tot vineri s-a aflat că solicitarea fraților Capră de anularea măsurii de arest preventiv a fost încă o dată respinsă. Instanța a anunțat în ședință că își menține decizia. Dan și Nicolae Capră solicitaseră înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar și control judiciar pe cauțiune. Cei doi au însă dreptul la recurs.